să aplicăm formulele pe care le-am învățat pentru trunchiul de con circular drept și ni se dă această problemă un trunchi de con circular drept are raza bazei mici de 2 cm, raza bazei mari de 8 cm și generatoarea de 10 cm. Să găsim aria laterală, area totală și volumul trunchiului de con. Prin urmare, voi nota aici cu O' centrul bazei mici notăm și cu O, centrul bazei mari și să reprezentăm acum razele. Avem aici raza bazei mari, raza bazei mici și să le și notăm. Avem aici R mic, R mare. Mai cunoaștem că generatoarea este de 10 cm și să găsim aria laterală, area totală și volumul trunchiului de con. Pentru început, să scriem formula pentru aria laterală. Aria laterală a unui trunchi de con este egală cu pi ori g înmulțit cu, deschidem paranteza, r mic plus r mare. Acum, știm și generatoarea, știm și valorile celor două raze, deci putem să calculăm. Va rezulta, trecem aici, că aria laterală este egală cu pi înmulțit cu g este 10 pe lângă, avem aici raza mică plus raza mare, 2 plus 8. Și obținem 10 ori 10, adică 100 pi cm. Pentru aria totală, avem formula, aria laterală adunată cu arile celor două baze, adică pi ori R mare la pătrat plus pi ori R mic la pătrat, rezultă. Aria totală egală cu area laterală 100 pi adunat cu, avem aici r mare la pătrat, adică 8 la a doua, 64 pi adunat cu r mic la a doua, adică 2 la a doua, 4 ori pi. Avem 64 cu 4, 68 cu 100, 168 pi centimetri pătrați. Pentru volum trecem formula volumului egal cu pi înmulțit cu h supra 3, unde h este înălțimea trunchiului de con, o vom trasa și pe desen, pe lângă r mare la a doua plus r mic la a doua plus produsul dintre r mare și r mic. Și să trasăm acum înălțimea, adică oprim o. Păi avem uh, valoarea lui Ermare și lui Ermic, mic, ne mai trebuie însă să determinăm înălțimea, adică lungimea segmentului O prim o. Cum facem acest lucru? Păi putem să lucrăm în trapezul dreptunghic O A prim O prim și chiar o să-l luăm separat, iată. Oa, A, prim, O prim, avem aici raza mică, să trecem și valoarea, avem 2 cm, raza bazei mici și raza bazei mari, O, A de 8 cm și mai știm că avem aici 10 cm. Noi vrem să găsim lungimea segmentului O prim, O. Cum facem acest lucru? Având în vedere că avem aici un trapez dreptunghic. Pe păi cred că deja v-ați obișnuit cu asemenea probleme, deja din clasa 7, construim perpendiculara din A' pe OA. Și trecem aici că avem punctul M și acest unghi are 90 de grade. Deci voi scrie aici, ducem A'M perpendicular pe OA. Păi ce o să rezulte din această relație, din această construcție de fapt? Ce fel de patru lateri este acesta O, M, A prim, O prim? Păi avem de fapt un dreptunghi. Iată, O prim O este paralelă cu A prim M. Notăm, rezultă de aici că O prim O paralelă cu A prim M. Știm din construcția, din definiția trapezului că O prim A prim. Cum este? paralelă cu OA, adică cu OM. Și mai avem și măsura unghiului O sau măsura acestui unghi, nu are importanță, de 90 de grade. Cu alte cuvinte, ce obținem aici este un dreptunghi. Deci rezultă că OM A' O' este dreptunghi. Păi, din această relație rezultă două lucruri foarte importante și anume, deci rezultă de aici. Pe de o parte avem că lungimea segmentului O' O este egală cu lungimea segmentului A'M, deci O' O egal cu A'M. M și mai avem și faptul că O prim A este egal cu O'M. M. O prim A, O prim A prim, pardon, egal cu O M Egal, prin urmare, cu 2 cm. Și chiar o să trec aici că avem, iată, 2 cm reprezintă OM. Păi acum putem foarte simplu, foarte ușor să determinăm valoarea segmentului, lungimea segmentului MA, și anume 8-2, adică 6, și o să șterg aici. Deci să notăm că MA egal cu OA. Deci OA minus OM, cu alte cuvinte, 8 minus 2, deci 6 cm. De ce ne interesează și lungimea acestui segment? Păi iată că am obținut aici triunghiul dreptunghic A'MA, știm lungimea ipotenuzei, știm lungimea acestei catete, deci putem să găsim lungimea segmentului A'M, care este congruent cu O'O o și am determinat înălțimea. Deci, în triunghiul a M A cu măsura unghiului M de 90 de grade aplicăm teorema lui Pitagora. Deci rezultă din teorema lui Pitagora ce vom avea? A prim M la pătrat egal cu A prim A la pătrat minus M la pătrat și să facem calculul, vom avea așa că A prim la pătrat este egal cu, avem aici 10 la a doua, deci 100 minus 6 la a doua, 36, ne dă 64, de unde rezultă că A prim M are lungimea de 8 cm. Deci trecem aici că avem 8 cm din această relație. Iată, avem aici O prim M egal cu AM, o să trec relația 1, deci rezultă din relația 1 că, chiar o să scriu tot cu roșu, O prim O egal și el tot cu 8 cm. Din aceste două relații, relația 1 trec aici relația 2, deci din 1 și 2 rezultă lungimea segmentului O O. Trecem aici 8 cm. Și acum revenim la calculul volumului trunchiului, deci putem să ștergem aici și vom calcula volumul este egal cu pi înmulțit cu h supra 3, păi am găsit că h are valoarea de 8 cm, și trecem 8. Deci vom avea 8 supra 3 pe lângă R mare la pătrat 64 plus R mic la pătrat, adică 2 la a doua, deci 4 plus R mare ori R mic 8 ori 2, 16. Avem aici 20 cu 64, 84, deci pi ori 8 supra 3 înmulțit cu 84, putem să simplificăm prin 3, ne rămâne aici și 28. Și facem calculul, 8 ori 28 ne dă 224 pi centimetri cubi. Și am determinat astfel și volumul acestui trunc de con.